Bine v-am găsit la o nouă emisiune. Ca o consecință a temei pe care am abordat-o săptămâna trecută vis-a-vis -vis de învățământ, de educație, performanță sau eșec în sistemul educațional de învățământ, astăzi mi-am propus o temă de larg interes, o temă care privește în egală măsură profesorii, dascăli, învățătorii, sistemul educațional. Școala, în general, instituția ei, și pe toți cei care o slujesc, dar, cum am mai spus, în egală măsură, și elevii, adică asupra acelora înspre care. Se dorește foarte mult să se ajungă la performanță și la echilibru, cel puțin din punct de vedere intelectual, oferind egalitate de șanse fiecăruia fără niciun fel de discriminare și făcându-l pe fiecare în parte să simtă ce înseamnă pe propria piele succesul personal și mai ales performanța în cadrul dezvoltării personale a fiecăruia dar tot în egală măsură îi privesc și pe părinții acestora. Așadar, a început deja anul școlar și oare fiecare dintre cei care sunt în, această, în acest angrenaj extraordinar al învățământului și al sistemului educațional din România cunosc care sunt drepturile și obligațiile dânșilor, deci ale elevilor, profesorilor și părinților în anul școlar 2016-2017. Bineînțeles că fiecare dintre noi s-a pregătit așa cum a crezut de, de cuvință și poate ar trebui să și specificăm după posibilitățile fiecăruia uh, pentru noul an școlar. Structura noului an școlar oferită de către Ministerul Educației a fost stabilită prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice cu numărul 4577 din 2016, intrând în funcțiune de-abia în data de 22 septembrie. Deci această structură, anul școlar 2016-2017 și... Ea include 35 de săptămâni de cursuri, adică 169 de zile lucrătoare. Anul acesta, după cum toată lumea știe, s-a pregătit și au trecut prin toate emoțiile începutului noului an școlar. El a fost datat 12 septembrie și intră în vacanță de vară în data de 16 iunie 2017. Așadar, trebuie să știți că anul școlar o să fie o lecuță mai scurt pentru elevii claselor a 12, -a, pentru care cursurile se vor încheia de abia în data de 26 mai 2017, adică vor avea de învățat de stat în bancă și de a fi foarte performanți 32 de săptămâni precum și pentru elevii claselor A8, -a, care vor termina cursurile în data de 9 iunie 2017 și care vor avea de învățat 34 de săptămâni. Au, în schimb, un regim diferențiat și elevii din învățământul special, pentru care Ordinul Ministerului Educației prevede 37 de săptămâni de cursuri. Acum, concret, pentru cei care sper eu că sunt interesați și aici intră toate cele trei categorii uh, profesori, elevi și părinți. Anul școlar este structurat în două semestre după cum urmează. Semestrul întâi are la dispoziție 19 săptămâni Cursurile din 12 septembrie 2016 până în data de 23 decembrie 2016. Apoi urmează o bine meritată și așteptată vacanță de iarnă între 24 decembrie 2016 și 8 ianuarie 2017. Reîncep cursurile în data de 9 ianuarie 2017 și continuă până în data de 3 februarie 2017. Apoi o să vină din nou o vacanță intersemestrială între 4 februarie 2017 și 12 februarie 2017. Trebuie să uh, facem o mică specificare ca o notă informativă. În perioada 29 octombrie 2016 și 6 noiembrie 2016, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță. Iată o notificare importantă pentru părinți. Semestrul al doilea începe din data de 13 februarie 2016 și continuă până în data de 14 aprilie 2016, dar mai intervin și vacanțele, în așa fel încât semestrul al doilea are la dispoziție pentru performanță educațională timp de 16 săptămâni de cursuri. Urmează după 14 aprilie o vacanță de primăvară care începe în data de 19 aprilie 2017 și durează până în data de 30 aprilie 2017. Cursurile vor continua din 2 mai 2017 până în data de 16 iunie 2017. Apoi, vacanța de vară. Marea vacanță de vară pe care o așteaptă toată lumea. Cu zâmbete pe buze și cu vise, bineînțeles, în așa fel încât să se simtă fiecare extraordinar și superb, la superlativ. Ea începe din data de 17 iunie 2016 până în data de 10 septembrie 2017. Cât privește școala altfel, pentru că ne-am obișnuit deja și cu termenul, dar și cu acțiunile, activitățile în această perioadă, aceasta se va desfășura pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare. Fiecare unitate de învățământ va planifica intervalul astfel încât acesta să nu coincidă cu perioada tezelor semestriale. Ei și acum haideți să defalcăm un pic și să intrăm puțin într-o altă categorie de informații notificabile pentru importanța lor și mai ales a, pentru... A fi luate la cunoștință, în așa fel încât să ne putem planifica și orele de studiu, și orele libere, și performanțele, să putem avea rezultatele notabile pe care le dorim, și din punctul de vedere al pedagogului, al învățătorului, cadrului didactic, dar și al elevului, indiferent de treapta de școlarizare pe care se află el, și, incluzând, bineînțeles, și mândria extraordinară a părintelui care poate fără niciun fel de probleme se dezvolte această stimă de sine față de copilul lui care realizează performanțe educaționale și dezvoltare personală în așa fel încât să fie pe placul oamenilor, al familiei, societății și, dacă vreți, și pe placul lui Dumnezeu. A apărut ceva nou în cadrul anului școlar 2016-2017 și anume statutul elevului. Aceasta este noutatea acestui nou an școlar. El a fost adoptat de către Ministerul Educației prin același ordin al Ministerului 4742 din 2016 și care, după cum am specificat la începutul emisiunii, intră în vigoare în data de 22 septembrie. Acest act stabilește un nou tablou al drepturilor, dar și al obligațiilor, pentru că elevul nu are numai drepturi, pe care așa cu, cu larghețe emite pretenții, dar are și obligații, cu aceeași larghețe trebuie să le îndeplinească. Calitatea de elev se dobândește din clipa în care s-a înscris în învățământul preuniversitar și păstrează această calitate de elev până la încheierea studiilor din învățământul secundar, superior, liceal, post-liceal sau respectiv terțiar, universitar, post-universitar. Deci aceasta este calitatea lui și intră în ceea ce se cheamă statutul elevului. Pentru că chiar dacă vi se pare puțin anacronic și ne la locul ei denominarea, și studentul care este la universitate, indiferent că el este la masterat sau este doctorand, și acesta intră în aceeași categorie, elev. Elevii vor putea cere să le fie recunoscut dreptul la respectarea imaginii, a demnității și personalității proprii precum și la protecția datelor personale. Iată, dragii mei elevi, indiferent pe ce treaptă de școlarizare vă aflați, o chestie extraordinară care face parte din statutul elevului aprobat de către Ministerul Educației și care intră în vigoare în data de 22 septembrie. Repet, pentru buna știință a dumneavoastră, neinterpretabilă dacă se poate, vă rog frumos, conform dorințelor dumneavoastră. Este lege. Și unde este lege, atunci nu mai intră niciun fel de tocmeală. Dura lex, sed lex, spune dictonul latin. Așadar, repet, elevilor li se recunoaște dreptul la respectarea imaginii, a demnității și personalității proprii. Și adaug eu, cu certitudine, indiferent de rasă, etnie, limba pe care o vorbim, și la protecția datelor personale. În consecință, sancționarea elevilor sub forma mustrărilor, indiferent cât de gravă sau cât de voalată este mustrarea, în fața colectivului clasei, este o practică interzisă expres în statutul elevului. Așadar, doamnelor, domnișoarilor, domnilor, dascăli, educatori, profesori și așa mai departe. Nu aveți dreptul, vi se interzice prin statutul elevului aprobat de către Ministerul Educației, orice formă de mustrare, indiferent pe ce nivel se găsește ea și oricât de voalată al fi ea și oricât de subversivă va, va fi, nu aveți dreptul să Atentați la demnitatea elevului și la personalitatea acestuia, respectându-i dreptul inalienabil la onoare, demnitate și verticalitate umană, indiferent de rasă, etnie, culoarea pielii, limba pe care o vorbește, el are statutul de elev. Aceasta este unica și singura etichetă care îi se pune oricărui individ care face parte din sistemul național de învățământ. Este elev. Punct. Fără comentarii. Elevii vor avea din această toamnă dreptul de a oferi feedback trimestrial cadrelor didactice. Iată o chestiune extrem de importantă și novativă în ceea ce privește statutul elevului. Bineînțeles că ă, ă, asta este cel puțin la nivelul de a acorda echilibru și egalitate de șanse și dascălului, dar și elevului, nu numai dascălul trebuie să ofere un feedback trimestrial sau semestrial asupra elevului dar și elevul poate să ofere, ăsta este dreptul lui și foarte bine a consemnat în statutul elevului Ministerul Educației Naționale. Și elevul are dreptul și chiar trebuie să ofere un feedback semestrial cadrului didactic, pentru că și cadrul didactic, ca urmare a comportamentului său, ca urmare a modului în care el se prezintă în fața elevului, începând de la îmbrăcăminte, modalitățile prin care el se adresează elevului, felul în care el este pregătit, modul în care el este preparat în așa fel încât să vină la oră cu toate cunoștințele necesare pentru a oferi o îmbogățire extraordinară a informațiilor privind specificitatea materiei pe care o predă, făcându-l pe elev extrem de interesat față de ceea ce îi se predă și prin aceasta ajunge să îl capteze pe elev să îl facă, să-i placă materia, inclusiv și cel care i-o predă, realizând astfel performanțe calitative în cadrul învățământului. Așadar, e foarte bine această notificare a statutului elevului, pentru că și elevul trebuie să ofere un feedback semestrial al cadrului didactic care predă la casă, prin intermediul unor Fișe anonime. Acum, să nu credeți că facem o mică glumă abstractă și oarecum usturătoare. Știți cum? Facem această notificare în niște fișe și o dăm anonimă, să nu știe cine e. Nu. Cred că este foarte bine să se păstreze totuși o anumită zonă în care dacă există și probabil că și există cazuri în care feedback-ul este negativ și probabil că și usturător vis-a-vis -vis de un anumit cadru didactic care probabil că și merită să îi se aducă în față tarele pe care le are tocmai pentru recorectarea lor, și atunci nu trebuie să se semneze elevul acolo, tocmai pentru ca nu cumva din invidie individualistă cadrul didactic să-și verse oful și necazul asupra sincerității feedback-ului elevului respectiv. Ei vor putea solicita comunicarea rezultatelor de la evaluările scrise la clasă în maximum 15 zile lucrătoare, iar rezultatele pe care le vor putea contesta personal sau prin intermediul părinților tutorelui ori susținătorului legal. Nici măcar notele din catalog nu mai pot fi consemnate de profesori înainte ca elevul să fie informat cu privire la această notă. Mi se pare o chestie extraordinară de acordare a dreptului elevului, prin statutul elevului, la faptul că, în clipa în care este notificată calitatea răspunsului și notificarea din partea profesorului, educatorului, este dat calificativul, el trebuie obligatoriu și musai argumentat. De ce anume i s-a dat acest calificativ? Pentru ca elevul să aibă cunoștință și să-i se ofere această posibilitate de a-și putea cântări și autoevalua uh, dreptul de a fi în cunoștință de cauză asupra calificativului pe care l-a primit. Probabil că fiecare dintre elevi, sau foarte mulți dintre elevi, în clipa în care ei vorbesc, foarte mult solicitați fiind să ofere răspunsul asupra cunoștințelor la o specializare în clasă, vorbesc 10 minute și cadrul didactic din acea vorbărie de 10 minute sau așa cum se obișnuiește uh, într-un uh, limbaj al clasei, burtologia și am pus ghilimelele de rigoare, cadrul didactic să nu o ia în considerare decât în cazul în care fantezia și bogăția limbajului și vocabularului conferă îmbrăcarea uh, uh, specializării și a datelor cunoștințelor pe care le are într-un bagaj estetico-comunicativ extrem de important. Și atunci poate să notifice uh, uh, acest bagaj de cunoștințe. Dar dacă elevul nu are nici acest bagaj emoțional și estetico-comunicativ în așa fel încât să confere frumusețe expunerii lui, atunci nu are niciun rost să pretindă elevul o notificare în plus față de sărăcia de vocabular pe care o are și mai ales față de sărăcia cunoștințelor calitative a subiectului asupra căruia el este obligat să răspundă. Și în această clipă cadrul didactic este obligat să îi argumenteze elevului nota mai mică decât crede elevul că ar fi meritat-o pentru răspunsul pe care l-a dat. Mi se pare o chestie de echilibru și de comunicare asertivă, responsabilă, dintre cadrul didactic și elev și invers. În ceea ce privește deținerea telefonului mobil, foarte, foarte multe speculații s-au făcut pe această chestiune. Foarte mulți au spus, nu aveți voie cu telefonul mobil la școală, trebuie să îl predați și așa mai departe. Ei trebuie să vă spun că în cadrul statutului elevului aprobat de către Ministerul Educației și care intră în vigoare în data de 22 septembrie, este specificat negru pe alb următorul lucru. Deținerea unui telefon mobil de către elev nu este sancționată de statut. Cu toate astea, însă, elevii și părinților trebuie să știe că, și urmează două puncte, folosirea telefonului mobil în timpul orelor de curs. Fără permisiunea cadrului didactic, este absolut și cu desăvârșire interzisă. Așadar, haideți să o lămurim. Statutul elevului nu spune în mod expres că elevul nu are dreptul să vină la școală, în clasă, cu telefonul mobil, dar specifică, cu subiect și predicat, faptul că elevul, indiferent pe orice treaptă de școlarizare se află, inclusiv studentul, masterant sau doctorant, nu are dreptul să-și folosească telefonul mobil în clasă, la cursuri, la ore și așa mai departe, fără permisiunea cadrului didactic. Deci să fim în clar cu treaba asta. Mai mult decât atât, elevii nu au dreptul, să înregistreze, repet, elevii nu au dreptul să înregistreze activitatea didactică fără să aibă permisiunea cadrului didactic în ora căruia elevul dorește să înregistreze activitatea didactică. Cu atât mai mult. Multiplicarea și transmiterea acestor înregistrări să fie transmisă pe toate rețelele de socializare, Facebook, WhatsApp și așa mai departe. Asemenea, tuturor celorlalte categorii socioprofesionale, dreptul la protest este recunoscut și elevilor. Acum, să nu credeți cumva că uh, eu accentuez acest lucru pentru că ne găsim într-o perioadă când foarte multe uh, elemente socioprofesionale uh, uh, au anunțat că vor protesta și vor avea foarte multe mitinguri și ieșiri în stradă pentru neplăcerile pe care dânșii uh, uh, le spun că nu le sunt satisfăcute. Dar trebuie să oferim și acest drept elevilor. Dreptul la protest este recunoscut. În schimb, singura condiție impusă de statut este ca organizarea și desfășurarea protestelor elevilor, în niciun caz, sub nicio formă, să nu stânjenească desfășurarea cursurilor. Continuând în acest spirit constituțional, statutul elevului prevede de asemenea că accesul la educație, trebuie să fie gratuit și garantat. Repet, chiar dacă o să spuneți, păi, Rudi că ăsta este un Ardiran care repetă tot timpul. Asta de ce? Pentru că se spune așa, hai să folosim și o notă sarcastico-emoțional-umoristică, zice, nu cam ăsta este, zice, prinde greu și uită repede. Ei, nu-i chiar așa. Prinde foarte repede și nu uită. Dar este mai ponderat și nu aruncă cu vorbele în vânt chiar atât de repede, fără să gândească. Și ăsta este e foarte important. Așadar, repet, accesul la educație este obligatoriu, trebuie să fie gratuit și garantat. Orice speculație vis-a-vis -vis de acest text enunțat este neavenit și este împotriva legii. Și, mai specifică, Faptul este extrem de important și notific, cu litere mari, cu majuscule, dacă vreți, și subliniat. Nu numai că accesul este gratuit și garantat, dar și acum sublinierea cu majuscule este nediscriminatorie. Și o spun cu toată gravitatea. Cu toate că există exemple destul de multe în care discriminarea mascată. Sub uh, 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 linguală se produce atât de mult în toate treptele de școlarizare, de la uh, clasele primare până la cele universitare, încât e foarte greu să poți să argumentezi și mai ales să demonstrezi discriminarea sub toate aspectele ei care se produce asupra unor categorii socioprofesionale și etnice. Dar trebuie să o recunoaștem. Așadar, grijă mare! doamnelor, domnilor, de toate gradele, de toate tipurile. Învățământul este nediscriminatoriu. Punct și fără niciun fel de comentarii. Dur Alex, sed Lex. Procesul educativ trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță și de igienă. Nu mai vorbesc că sunt zeci și poate sute de școli în această țară care și-au deschis porțile, anului școlar 2016-2017, fără a avea autorizația de funcționare și mai ales de siguranță funcțională și de igienă. În toate unitățile din învățământ și din țară aceasta trebuie să, lua, să fie luată ca o literă de lege. Actul normativ menționat face referire și la reducerile. De care elevii beneficiază în cursul anului școlar 2016-2017. Și anume, elevii beneficiază de un procent de 50% scăzut, mai puțin, pentru transportul local în comun și cel național. Reducere 75% la muzeu, teatru sau film. De asemenea, elevii care provin din grupurile socioeconomice dezavantajate au dreptul la bani de liceu. Și iarăși trebuie să repet, pentru ca să vă intre bine în cap, mai ales acelor grupuri dezavantajate care se găsesc și locuiesc și viețuiesc efectiv în zonele absolut dezavantajate, aflate în risc maxim de subzistență. Acei ele care provin din aceste grupuri dezavantajate din punct de vedere socio-economic existențial, aceștia au dreptul la bani de liceu. Iar cei din învățământul profesional la bursă profesională. Mai există câteva notificări în statutul elevului. Participarea la jocurile de noroc, consumul și deținerea de droguri, țigări, băuturi alcoolice sau substanțe interzise se numără printre interdicțiile și încălcarea legii în școală și în afara spațiului școlii. A ieșit din curtea școlii, a intrat pe spațiu public, dar de jur împrejurul lui încă ești acolo. Și nu uitați, dragi elevi, sunteți purtători ai etichetei școlare și sunteți purtători ai etichetei indicativului de elev, toată perioada cât dumneavoastră sunteți elevi, în școală, în curtea școlii, în afara spațiului școlii. Chiar dacă aveți sau nu aveți uniformă, chiar dacă aveți număr de înmatriculare sau nu, sunteți elevi și aveți grijă de demnitatea dumneavoastră, de comportamentul dumneavoastră și mai ales aveți grijă care este modul în care dumneavoastră vă afișați în societate, pentru că aveți grijă de modul în care vă comportați dumneavoastră, lumea vă va caracteriza și vă va desena profilul caracterului dumneavoastră și nu cred că vă convine dacă lumea vă va așeza într-o categorie absolut defavorabilă, dezastruoasă și umilitoare, considerându-vă că sunteți niște bipezi umani care nu au parte de niciun fel de educație. Sancțiunile care pot fi aplicate elevului sunt: observația individuală, mustrarea verbală și apoi scrisă, retragerea, fie temporară sau fie definitivă a bursei de care beneficiază, adică bursa de liceu sau bursa profesională. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de educație, preavizul verbal și apoi după aceea scris de exmatriculare și, în final, cea mai gravă, exmatricularea. Toate aceste sancțiuni trebuie argumentate foarte bine, foarte clar și absolut legal și important. Non-discriminatoriu. Accentuez asta. Și mai ales fără a acorda privilegii unora și altora în detrimentul unora sau altora, uh, alimentând discriminarea sub orice formă ar fi ea. Totodată, elevii care nu frecventează cursurile sunt sancționați cu scăderea notei la purtare. Și foarte bine este adevărat că în textul legii, dacă ați citit foarte bine, statul trebuie să garanteze egalitatea de șanse tuturor, cursurile sunt gratuite, dar sunt obligatoriu, oameni buni. Trimiteți-vă copiii la școală, pentru că e obligatoriu să știe, să scrie, să citească, să învețe, să-și dezvolte calitatea umană tocmai prin ridicarea stimei de sine prin asumarea calităților pe care le-a primit la școală și dezvoltarea personală care îi va duce mai, de mult, mai departe crescând și trecând prin viață la succes personal și profesional. Așadar, elevii care nu se duc la cursuri trebuie sancționați cu scăderea notei la purtare. Astfel, la fiecare 10 absențe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu semestriale, sau la 10% de absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru, la o disciplină sau modul, nota la purtare va fi scăzută cu câte un punct. Este important de știut faptul că absența, ca mijloc de sancționare a elevului, este strict interzisă prin statut. Acum trebuie să vă spun că există acea practică pe care trebuie să o spunem. Haideți să fim uh, drepți. Chiar dacă vom sta strâmb, vorba uh, ardeleanului, stăm strâmb, dar judecăm drept, foarte multe absențe se justifică, în ghilimele, de către elev prin posibilitatea acestuia de a merge la medicul de familie sau la medicul școlii, cerând. Acestuia, faptul să îi se ofere o adeverință justificativă a absențelor pe care le are, sau, mai nou, o practică mai novativă, părintele să dea o declarație scrisă prin care justifică absența elevului de la cursuri sau de la ore. Nu este o practică pe care trebuie să o faceți să, să devină așa fără niciun fel de probleme zilnică și cumulativă. Pentru că vă defavorizați pe dumneavoastră. Nu vă bucurați de faptul că printr-o simplă semnătură a medicului sau a părintelui v-au salvat pe dumneavoastră de a participa la ore și uh, nu scrieți nici extemporal și nici nu primiți o uh, notă proastă sau un calificativ care vă descalifică. Din contră, vă descalificați dumneavoastră prin modul în care credeți că prin aceste zone speculative, dumneavoastră puteți să îi fentați și pe profesori și pe colegii de clasă și orele respective. Nu, nu, nu. Vă păcăliți pe dumneavoastră un fel de a vă fura singur căciula. Așadar, încercați pe cât posibil. Să nu uh, uh, apelați la asemenea proceduri. Pentru că spunea înțeleptul, și trebuie să spun aceasta: singurul lucru care să vă facă să nu fiți activi la ceea ce dumneavoastră trebuie să fiți prezenți și activi este boala. Să vă ferească Dumnezeu și nu doresc nimănui să fie bolnav, iar boala să fie cauza, argumentul și motivarea pentru care dumneavoastră să lipsiți de la școală. Acum urmează o notificare extrem de importantă, care este dată prin statutul elevului, aprobată de către Ministerul Educației Naționale și care intră în funcțiune în data de 22 septembrie 2016 pentru întregul an școlar. Profesorii nu pot fi înregistrați în timpul cursurilor lor accentuez sublinind dragi elevi chiar dacă dumneavoastră vi se pare că vi se face o nedreptate chiar dacă dumneavoastră dragi elevi indiferent de treapta pe care vă găsiți dar cu precădere ai a care vă găsiți în cursurile gimnaziale liceale pentru că de obicei din această zonă există cei mai mulți elevi care doresc să facă pe Grozavi sau cum spun ei, să fie în trend, să fie gainări, și aceștia sunt aceia care vor să filmeze și să posteze pe toate rețelele de socializare, cum a spus pe Facebook, WhatsApp și așa mai departe, toate aceste lucruri, tocmai pentru că vor să pară mai extraordinari decât ar trebui să fie. Deci, statutul elevului este o lege, este aprobată, intră în funcțiune, iar dumneavoastră, dragi elevi. Vă interzice legea să înregistrați profesorul în timpul cursurilor. Personalul didactic din învățământul preuniversitar are drepturile și obligațiile prevăzute în principal în Legea Educației Naționale, numărul 1 din 2011 și în regulamentele specifice cadrului didactic, în contractul individual de muncă al cadrului didactic și în contractele colective de muncă care sunt aplicabile. În timpul orelor de curs, cadrele didactice au dreptul de a nu fi deranjate de nicio autoritate școlară sau publică. Cu excepția celor prevăzute de lege. Și tot în spiritul dreptului la securitate și noblețe a profesiei și al dascălului, profesorul, cadrul didactic, are dreptul de a nu fi înregistrat audio sau audio-video în timpul activității didactice, adică la cursuri, la clasă. Cu atât mai puțin este interzisă multiplicarea audio, audio video a înregistrării și în niciun caz nu este permisă multiplicarea fără acordul cadrului didactic respectiv și chiar dacă în cazul în care există consimțământul cadrului didactic pentru înregistrare, multiplicarea și transmiterea pe toate rețelele de socializare din partea elevului nu este permisă. Este interzisă prin lege. Este absolut obligatoriu această notificare. Pe lângă obligația principală de instruire și de educație, cadrele didactice trebuie să vegheze asupra siguranței elevilor. Asta e bine de specificat pentru elevi și mai ales pentru părinți. Părinții își trimit copiii la școală și au de plina credință că acolo, la școală, în incinta școlii, profesorii au grijă de copiii lor să nu pățească nimic. Ia uite că asta este stipulat în lege. Deci cadrul didactic trebuie să vegheze asupra siguranței elevilor pe parcursul întregii activități școlare și extrașcolare. Adică nu numai în clasă, și atunci când sunt în pauză, elevii trebuie să fie supravegheați și trebuie să se vegheze asupra siguranței elevilor. Nu e nicio chestie și nu este niciun argument și nicio motivație nu stă în picioare că uh, elevii în joaca lor nevinovată se accidentează sau ferească Dumnezeu ca de nu știu ce poartă, bară, cum uh, s-a mai întâmplat sau au căzut într-un canal care nu a fost protejat și nu a fost închis sau cine știe ce fac în uh, 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 sectorul sanitar uh, și la toalete elevii. Nu, nu, nu! Deci cadrul didactic trebuie să vegheze asupra elevului și aceasta este o activitate extrașcolară. Trebuie să vegheze asupra siguranței elevilor. Ele nu pot aplica pedepse corporale și nu pot agresa verbal, fizic sau emoțional elevul. Iată o chestie care este absolut obligatoriu de spus aici cu toată sinceritatea și mai ales cu toată responsabilitatea civică, protejat fiind de lege. Nici un cadru didactic, indiferent pe ce treaptă de școlarizare se află el, pe ce treaptă superior didactică se găsește, ce fel de emoții, ce fel de argumente emoționale personale are ca argument de acțiune asupra copilului, elevului, studentului, cadrul didactic nu poate aplica pedepse corporale și nu poate agresa verbal, fizic sau emoțional elevul. Deci atenție, doamnelor, domnișoarilor și domnilor care faceți parte din această braslă a educatorilor și a cadrelor didactice. Nu aveți dreptul să atentați la demnitatea umană, la verticalitatea ei, Argumentându-vă emoțional sau indiferent oricum activitatea negativă care umilește acel elev fizic, verbal sau emoțional. Și toate astea intră și în acea categorie a discriminării indirecte pe care o fac unele cadre didactice. Unele cadre didactice, făcându-l pe elev să se simtă umilit și dezavantajat, pus în situația de a fi discriminat exact acolo unde el trebuie să fie protejat și apărat, și de cadrul didactic în calitatea lui umană, apoi în calitatea de dascăl și uh, protejat de către legile românești. Calitatea prestației didactice și la evaluările de clasă Trebuie să rămână independente de orice tip de avantaje primite în aceste scopuri. Bineînțeles, că într-o clasă există o varietate extraordinară de copii, de elevi, de tineri, de studenți, dacă vreți, care provin din diferitele medii sociale, unele mai avantajate. Altele supraavantajate, și mă gândesc la cei a căror posibilitate financiar-materială este extraordinară, și foarte bine că trăiesc atât de bine, și categoriile dezavantajate socioeconomic, sau cei care mai rău se află într-o umilitoare situație de risc de trai, de viață. Ei, cadrul didactic nu trebuie să arate sub nicio formă aceste diferențieri și mai ales să le aplice și să le demonstreze, ferească Dumnezeu, indiferent de orice argumente aduce El. Nu trebuie să ofere aceste diferențieri care conduc clar la discriminare între categoriile de elevi. Indiferent de scopul pe care el crede că îl poate argumenta. Și bineînțeles că există și această parte în care cadrul didactic mai primește niște atenții. Începând de la cele emoționale și nevinovate, un fir de floare cu un zâmbet și roșață în obraz, dar și cu emotivitatea prin care îi se oferă acea, uh, acel fir de floare cadrului didactic. Până la acele lucruri pe care nu le spun acum pentru că ar fi păcat să stricăm frumusețea acestei emisiuni cu uh, acea zonă de influență negativă și de practică negativă pe care din ambele părți, vinovăția este 50-50% și a celui care oferă și a celui care primește și intră în categoria mituire. Punct. Și aici legea trebuie să spună cuvântul. Cei care ocupă posturi, este uh, referiat la cadrele didactice. Deci, cei care ocupă posturi în afara localității de domiciliu au posibilitatea să ceară decontarea cheltuielilor de transport. Și, de asemenea, pot beneficia de fonduri extra bugetare sau de sponsorizări pentru a participa la manifestări științifice organizate în. Afara perimetrului școlii, a localității sau chiar în străinătate. Deci, atenție, doamnelor, domnișoarelor și domnilor profesori, puteți cere decontarea cheltuielilor de transport dacă serviciul dumneavoastră este în afara, în afara localității de domiciliu, sau să cereți fonduri extrașcolare și sponsorizări. Atenție, nu mituiri, sponsorizări legale pentru a vă putea acoperi cheltuielile. Uh, la participările și manifestările extrașcolare, educaționale sau de divertisment din școală în afara localității sau chiar în străinătate. Pentru profesori, legea prevede un concediu anual cu plată, plătit de 62 de zile, numai în perioada vacanțelor școlare în plus cei care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului pe bază de contract de cercetare ori de editare, au dreptul la șase luni de concediu plătit. Și în fine, mai trebuie să o spun și pe aceasta, personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție argumentată, demonstrată, a îndatorărilor care îi revin prin contractul individual de muncă și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează învățământului și prestigiului cadrului didactic, unității de învățământ și breslei didactice și a învățământului în baza prevederilor legii numărul 1 din 2011. Și pentru că mai avem puține minute, până acum am vorbit despre drepturile și obligațiile elevilor, despre drepturile și obligațiile cadrelor didactice, și acum să vorbim și despre drepturile și obligațiile părinților, pentru că este extrem de important și e foarte bine că prin această dispoziție a statutului elevului și mai ales prin această dispoziție a drepturilor și obligațiilor elevilor cadrelor didactice și a părinților, prin ordinul numărul 4577 pe 2016, care intră în deplinătatea legii, în data de 22 septembrie, iată că și părinții care au copii la școală, indiferent de treapta de școlarizare, au drepturi și obligații. Și anume, părinții irresponsabili, eu citez, și vă rog să nu considerați că eu aduc atingere demnității și onoarei calității de părinte. Așa scrie în lege. Părinții irresponsabili pot fi obligați să muncească în folosul comunității. Nu vreau să comentez, nu vreau să explic această notă informativă care este lege și legea nu se discută, se aplică. Drepturile și obligațiile părinților, ai tutorilor sau ai susținătorilor legali ai elevilor se regăsesc în Ordinul Ministerului Educației Naționale numărul 5115 pe anul 2014. Cu ocazia înscrierii elevului în Registrul Matricol Unic, Părinții încheie cu școala respectivă un contract educațional. Asta trebuie să știți, dragi părinți. În clipa în care v-ați înscris copilul la școală, într-o unitate de învățământ, și el este înscris în registrul matricol unic al acelei unități școlare, dumneavoastră ați semnat în totală responsabilitate al calității de părinte sau tutore sau susținător legal al celui înscris în unitatea de învățământ, a semnat un contract educațional conform Ordinului Ministerului Educației Naționale numărul 5115 din 2014, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce, adică și ale dumneavoastră în calitate de părinte și al instituției în calitate de uh, instituție educațională. Actul normativ care sancționează părinții care aleg să nu-și înscrie copiii la școală pe perioada învățământului obligatoriu riscă să fie amendați cu o sumă între 100 și 1000 de lei sau să fie obligați să muncească în folosul comunității. Așadar, reiau acea frază, titlu. Părinții irresponsabili pot fi obligați să muncească în folosul comunității sau să plătească amendă cuprinsă între 100 de lei și 1000 de lei pentru că au refuzat să-și înscrie copilul într-o unitate educațională în cursul anului școlar. Din noianul de obligații pe care îl are un părinte, un tutore sau un susținător legal, în privința copilului său, este mai puțin cunoscut faptul că legea îl obligă pe părinte, tutore sau susținător legal să-și însoțească, atenție, să-și însoțească micuțul elev până la intrarea în unitatea de învățământ și să-l preia pe acesta la terminarea orelor de curs. Așadar, dragi elevi, nu cade în sarcina educatorului, învățătorului, profesorului faptul de a lua pe copil de, la, de acasă până la școală și de la școală să-l duc acasă. Nu! Cade în sarcina părintelui, tutorelui sau aceluia care are în custodie legală copilul. Micuțul trebuie dus de acasă până la școală și preluat de la școală la terminarea cursurilor. Trebuie știu de asemenea faptul că părinții au dreptul în limita legii să decidă unilateral cu privire la unitatea de învățământ la care doresc ei să studieze copilul lor. Nicio școală nu obligă părintele pentru că se găsește într-un cartier apropiat să înscrie pe copilul tău la acea școală pentru ca școala să aibă numărul de elevi care se cere minim pentru a putea funcționa. Nu! Părintele, în temeiul legii și în limitele ei legale, are dreptul să își aleagă unitatea de învățământ pe care crede el că merită să o aleagă pentru ca elevul, copilul lui, să aibă performanțe educaționale. Dar asta nu înseamnă că să nu-l ducă pe copil la școală și să-l readucă de la școală la finalul orelor de curs. Pentru că am spus mai înainte că de în sarcina obligației părinților. Cu toate acestea, și cu toate acestea, drepturi care sunt stipulate în lege, părintele, și spune clar legea, accesul părinților în unitățile de învățământ nu se poate face decât în anumite situații. Nu puteți intra în curtea școlii, pe hol, în clasă, atunci când vreți dumneavoastră, cum vreți, când vreți și așa mai departe. Accesul părinților în unitățile de învățământ nu se poate face decât în anumite situații. Atunci când părintele a fost convocat pentru o discuție cu un cadru didactic și dacă acesta are și calitatea de diriginte al clasei de responsabil al acestei clase cu atât mai mult. Sau când directorul școlii, directorul adzum, sau cineva, cadru didactic cu responsabilități în școală, îl convoacă pe părinte la acea unitate școlară. Sau atunci când se desfășoară activități în comun cadrele didactice și elevii, sau dacă a depus o cerere scrisă în acest sens la Secretariatul Unității. Atunci când participă la întâlnirile programate cu cadrele didactice, adică ședințele cu părinții sau diferitele întâlniri de evaluare, de constatare, de dialog uh, cu privire la învățământ la performanță, eșec sau orice altă temă care presupune discuția, dialogul dintre cadrele didactice, părinte și elevi. În plus, Consiliul de Administrație al școlii mai poate stabili pentru procedura de acces în unitatea școlară și în alte situații decât cele care sunt menționate în acest ordin al Ministerului Educației. Trebuie să vă spun că învățământul general obligatoriu, repet, învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial, adică grădiniță, clasa 1-4, clasa a 5-a până la clasa a, a, a 10-a și învățământul secundar superior. Cu toate acestea, specifică legea obligația de a frecventa învățământul obligatoriu de 11 clase încetează la îndeplinirea vârstei de 18 ani a elevului. Deci, până la vârsta de 18 ani, învățământul este gratuit și este obligatoriu. Pentru toate categoriile educaționale. Mai avem o notă care trebuie specificată. Analizele medicale. Atenție, dragi părinți! Analizele medicale nu sunt necesare pentru înscrierea copiilor dumneavoastră la școală. Potrivit unui comunicat de presă foarte recent, foarte nou oferit de către Ministerul Sănătății. Deci chiar dacă vi se cere la Secretariatul Școlii, spuneți că există un comunicat al Ministerului Sănătății, iar Secretariatul nu are decât să se informeze asupra legilor cu care sunt coroborate legile de funcționare și a Ministerului Educației în coroborare cu legile Ministerului Sănătății. Deci cel mai recent comunicat oferit de către Ministerul Sănătății spune așa, Analizele medicale nu sunt necesare pentru înscrierea copiilor la școală. Singurele documente obligatoriu necesare pentru înscrierea copilului la școală este adeverința medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic. Toate celelalte analize suplimentare pot fi cerute de către medicul de familie doar în cazul în care există simptomatica unor boli infecțioase la copil și de transmitere către ceilalți copii. Iată așadar necesare informații pe care am dorit neapărat să vi le ofer dumneavoastră ca o consecință a, a temei subiectului pe care am avut-o vinerea trecută și cu asta cred că v-am oferit destul de multe informații din ceea ce se cheamă legea de funcționare a instituției și a Ministerului Educației Naționale, valabilă și întru totul aplicabilă din punctul de vedere al cadrului didactic, al elevului și al părinților privind drepturile și obligațiile acestora în cursul anului școlar 2016-2017. Și închei accentuând: Învățământul este garantat este obligatoriu și non-discriminatoriu. Sper că ați înțeles aceste lucruri și dacă le-ați înțeles, aplicațiile. Pentru că importantă este calitatea verticalității și nobleții umane pe care suntem datori, cu sau fără text de lege, să o punem în aplicare pentru ca noi să fim mândri de relațiile interumane care există între noi și pentru că. Există și un argument religios și care este demn de luat înseamnă pentru că poate fi transferat în argumentul laic. Spune a doua mare poruncă Dumnezească: Iubiți-vă aproapele ca pe tine însuți și acordă aceeași demnitate și același respect pentru ca tu să obții exact ceea ce pretinzi de la celălalt. Rudim oca vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați urmărit și până în vinerea viitoare vă spun cu sinceritate, cu admirație și cu respect Oameni buni, fiți binecuvântați! Doamne ajută!